Salut, camarazi! Hai că să vă povestesc acum matinal cum a fost la Târgu Jiu. Deci am plecat de dimineață, am ajuns până la 1 și ceva, 2. Am avut o companie plăcută, am prins chiar ultimul loc în microbus de la autogara militari. Băgasem un covrig la bord ca să am pe drum, știi? Am prins ultimul loc care era în spatele șoferului, știi, pe interior. Pe exterior a venit o gagică, o jandarmeriță de la Ploiești, crocantă la 20 de ani, mai crocantă ca o acadea, înțelegeți? Și avea și blugi rupți la genunchi și pe undeva pe la șol mai sus, știți? Deci am avut niște perspective frumoase tot drumul până la Târgu Jiu. A făcut pauză la Pitești, a mâncat și o trei mititei, că cu vrigura nu prea era așa de... nu prea ținea de foame. Am mâncat trei mititei acolo calzi. După aia am mai făcut o pauză pe la Râmnicu Vâlcea și ultima de vreo 5 minute pe la Horezu, acolo unde e ceramica, știi? Deci am ajuns acolo. Camaradul care sensura mea a dat mesaj că e în biserică, nu știu ce, și mă sună mai târziu. M-am dus și am filmat Jiu pe care vi l-am pus pe canal. Mi-a plăcut foarte mult, așa simplu, vreo 300 de metri lățime și de vreo 4-5 metri adâncime, cred, bănuiesc eu. Era și un pescar cu o gonflabil acolo. Ați văzut podulețul ăla din trei bucăți, mi-aduce aminte de podul de la Giurgiu, unde am copilărit. După aia am filmat masa tăcerii a lui Brâncuș și au un părculeț acolo foarte cochet. Am filmat masa tăcerii, am filmat... Stai să mi-aduc aminte, poarta sărutului, știi? Și după aia coloana infinitului nu mai m-am dus, că trebuia să iau taxiul să mă duc într-un alt părculeț mai departe, da? Taxiurile erau ieftine acolo, de la un capăt al altului, al orașului, era 8 lei, 8 lei jumate, știi? Așa. În ultimul moment nu mai m-am dus la nuntă, am renunțat, nici nu eram îmbrăcat de nuntă, probabil că acolo e mai tradițional, costum și cravată, eu sunt mai non-conformist, m-am dus cu blugi, cu un tricou și cu o geacă pe care aveam draconul dacilor pe mânecă și pe spate, știi, deci am renunțat în ultimul moment, m-am dus și mi-am căutat un bilet la gară, era... Primul tren era la 1 fără un sfert noaptea, dar avea deja o jumătate de oră întârziere, știi? De fapt a venit cu vreo oră întârziere, știi? Și am ajuns cu vreo 2 ore întârziere la București. Mai am pierdut timpul pe acolo, mai mi-am luat cafea, mai m-am băgat acolo și lângă un magazin de ăsta care închidea la 11 și am mai tras vreo 2 cafele acolo și de plictiseală. E cochet așa Târgu Jiu, e mișto, la 25 de kilometri să văd munții în depărtare, să văd și creștele albite de zăpadă, e frumos el așa, are vreo 85.000 de locuitori, era duminică, lume ieșise acolo pe malul Jiului la plimbare, la o bere, la un picnic, așa, aveau și un muzeu acolo, v-am filmat cula aia tradițională oltenească. Mai tușesc. După aia, la 1 fără un sfert, mai înainte am stat în gară când începuse să plouă, știi? Și am stat acolo și în gară, cred că vreo 2 ore și ceva acolo, cu răbdare și fără cafea, că băusem prea multă. Până la, nu știu, deci trebuia să vină la 1 fără un sfert, a venit trenul până la vreo 2 fără 10, știi? Deci cu vreo oră și 5 minute întârziere. M-am urcat acolo, dar era multă lume, erau cel puțin 55-60 de persoane, bărbați, femei, copii acolo și era și două englezoaice. Deci ne-am urcat, trenul ar fi plin, venea, făcuse întârziere că a venit prin defileul Jiului de la Petroșan și până defileul ăla probabil să merge greu sau șina veche, trenul vechi. Și m-am urcat în tren să-mi caut locul. Erau acolo și o armată de copii, cred că erau vreo 40 de copii, cam între 8 ani și 18, mergeau la Mangalia, că trenul era de Mangalia, știi? Și m-am urcat acolo, mi-am găsit locul, am stat acolo și aveam un copil lângă mine care tot timpul îi cădea capul în barbă, știi? Era mor de somn, se trezea, să mă uita o secundă, două pe telefon, că avea telefonul pe măsuță, după aia iar îi cădea capul pe piept și se trăgea pe dreapta, știi?
Era așa ca la Boș, un pictor olandez. Copii cu gurile căscate care dormeau, alții cu poziții de-astea nefirești dormeau, unii chirciți, unii... Să bine că având corpul mai mic, să pliau mai bine pe scaunul ăla. Eu n-am putut să ador, dar am pus capul pe masa aia, așa. Era o măsuță acolo între scaune. După aia, la un moment dat, cam toată lumea dormea, știi, și copiii și adulții. Până la vreo 5 dimineața începe o babă să vorbească pe speaker, știi, vă dați seama, un vagon de tren în care toată lumea doarme și o babă nebună vorbește pe speaker, știi, deci era ca la Dante, infernul lui Dante. Noroc că s-a sculat o fetiță și i-a zis să oprească telefonul, că o găsise trâncăneala la 5 dimineața. După aia, înaintea lui baba, a început să sune un telefon, vă dați seama, deja era crimă și pedeapsă. Într-un vagon plin de persoane, copii și adulți, suna un telefon, dar suna într-un bagaj. Și bagajul era sus acolo și a cocoțat. Deci până era al educatoarei care erau cu cei doi, care erau cu cei 40 de copii. Era ea cu bărbatul și avea și un prunc mic de, eu știu, 2-3 luni pe acolo pe băncuță. Până s-a trezit aia, până a luat telefonul, geanta cu telefonul, până, cred că a sunat telefonul la vreo 8 minute în care aproape jumate din vagonul de dormit să treziseră, știi, vă dați seama, chestii de-astea absolut idiote. După vreo oră și jumate începe să sune iar un telefon tot sus acolo în bagaj, știi, așa, toată lumea se uita la bagajul ăla, nu știi al cui e. Până la urmă al cui era al bărbatului educatoare, deci sunase și telefonul educatoare și telefonul educatorului, amândouă băgate în bagaje și cocoțate sus, deci pentru mine o probă de idioțenie dublă în aceeași familie, înțelegeți? Așa, s-a sculat ăla până a dat bagajul jos, până a scos telefonul, avea și căștile pe urechi, nu-și dătea seama că e a lui sau e altul, deci îți da seama de infernul lui Dante, paranoia, nu? Până la urma despre ziua, a început să se rostogolească o sticlă goală de cola, probabil copiii ăia o aruncase pe jos și a început să pedaleze pe vagonul de dormit. O sticlă goală care face și ea un anumit zgomot când toată lumea doarme. Era, ce mai, era de crimă și pedeapsă, nu? După aia, despre ziua așa s-a mai trezit lumea, a fost pe lângă București, a fost o răpăială de ploaie, un sfert de oră că se vedea pe geam cum plouă, știi? A fost furtuna așa cu ploaie. Până la urmă, până la 7 și ceva am ajuns la gara de nord, am coborât, m-a agățat deja un taximetrist pe peron, te agăța acum taximetriștii la gara de nord, nu mai așteaptă în față, vine pe peron să te ia de la scara trenului, știi? M-a agățat vreo doi până să ies acolo și căutau clienți. M-am topit, am stat să vină 85, când să mă urc, mai aveam o călătorie pe car, știi? Când m-am urcat în mașină, m-am uitat în stânga, deja erau doi controlori la pândă, o femeie și un bărbat băgați pe ultimul și penultimul scaun. Erau acolo camuflați, știi? Așa dau la pândă să dea amenzi. I-am văzut. Am vrut să compostez, dar ei întrerupe aparatul de compostat, îl oprește, știi? De băieți buni ce sunt, știți? Că sunt și mai minorități naționale, știi? Așa. Până la urmă zic, ai nene, nu mai compostăm și noi, nu dai drumul la aparatul ăsta și a dat drumul, știi? Am compostat și mi-am văzut de drum. Deci cam asta a fost călătoria la Târgu Jiu. V-am zis, am renunțat la nuntă, de motive independente, știi? Camarazii de care au zis că mă ajută s-au răsucit, aveam deja o bănuială că o să se răsucească și așa a fost, că noi românii vorbim mult și facem puțin, înțelegeți? Deci, mă rog, asta e. Mă oftică doar un singur lucru, dacă nu vrei să faci ceva, nu-l faci, știi? Mai ales că nu te obligă nimeni. Asta mă deranjează. Restul, fiecare poate să facă cu banii lui ce vrea, poate să-și trăiască viața cum vrea, deci n-am nicio problemă, mă deranjează oamenii care vorbesc și nu fac. Înțelegeți? Bine, camarazi, hai că v-am pupat, sper că v-a plăcut, dați share, dați like, rămânem precum catarii umăr la umăr împreună. Pa, camarazi!